Vești bune pentru fermierii români: din 16 octombrie începe plata subvențiilor agricole. E vorba de un avans de 70% din totalul unei subvenții pe care fiecare fermier îl va primi. Atenție, nu toți beneficiarii vor primi banii în data de 16 octombrie. Algoritmul de virare al sumelor este stabilit de Ministerul de Finanțe și nu ține cont de principiul primul fermier care a depus actele, primul servit. În județul Cluj, circa 30.000 de fermieri au depus documente și așteaptă să primească subvenții agricole. Marea majoritate a fermierilor beneficiază de subvenții pentru că dețin suprafețe însemnate de teren, fie cultivate, fie întreținute ca pășuni sau pajiști. Există însă și fermieri care dețin exploatații de animale și aceștia beneficiază de bani europeni, însă sumele sunt mai mici decât pentru terenuri agricole. Înainte de a primi banii aferenți subvențiilor, fermierii trec printr-un proces de verificare. În fiecare județ se stabilește un eșantion de beneficiari care sunt supuși controlului, iar dacă inspectorii APIA găsesc nereguli, oamenii riscă amenzi sau chiar anularea subvențiilor. Am avut un eșantion la nivelul județului Cluj de 2117 fermieri care au fost controlați, iar acum se procesează rapoartele de control și acești fermieri vor intra la plată. În ce constă acest control la cei 2000, peste 2000 de fermieri? Este efectiv controlul în teren, adică inspectorul APIA merge și face control la fața locului, al terenului, dacă omul respectă ceea ce, dacă fermierul respectă ceea ce are în declarația care o depune la APIA în primăvară, ca suprafață, ca amplasament, ca și cultură. Restul de 30% din subvențiile agricole va fi virat în conturile beneficiarilor până în martie anul viitor. Reprezentanții APIA Cluj spun că în acest an, la nivelul județului, și-au depus acte pentru subvenții mai puțini fermieri decât anul trecut, dar suprafețele de teren declarate sunt mai mari. În total, în conturile fermierilor clujeni vor ajunge sub formă de subvenții circa 80 de milioane de euro.